Bună ziua, oameni buni! A sosit și cea mai urâtă perioada anului, sfârșitul toamnei și începutul iernii. Azi suntem în 18 noiembrie, o vreme mohorâtă, ceață, liniște totală și umiditate mare. Care aveți curiozitatea? Deci, la stupi, acum ne putem da seama doar ridicând capacul și uitându-ne numai pe deasupra ramelor. Deci, dăm un capac deoparte și deci aveam o pernă, un podișor și un nailon. Nailonul putem lăsa fără niciun pericol până începe să depună ouă matca. Uitați-vă că nu are nici urmă de condens. Dar am grijă ca la 15 ianuarie să-l salt. Deci, încă o dată, cum se strânge cuibul? Nu știu dacă se vede bine. Albină până la diafragmă. Deci asta e important. Până la hrănitor se vede țeapă în țeapă de albină. Și în partea cealaltă la fel. Uitați, ca să ne convingem. Uitați-vă. Ascultați. Și până în față plin de albine. Deci strângem cuibul în așa măsură. Strângem familia. Încât să avem albină compactă dintr-o parte din față până în spate, din stânga până în dreapta. Am văzut o întrebare, cum iernăm măci de rezervă. Vedeți că prin stupină au rămas și aceste casetine mici, care conțin două compartimente de câte trei rame. Ei, în acestea se află măci de rezervă, care atunci când temperatura se va negativa și ziua, le voi băga înăuntru, în casă, într-o cameră neîncălzită. Uitați o asemenea casetină, se și vede aici, scrie matcă 2010. Deci, una, o matcă a fost luată când am avut nevoie de ea și una a rămas aici. Asta la primăvară, când va fi unificată cu o familie puternică, dar cu matcă bătrână. Și vom da o matcă tânără, făcută în această toamnă și de calitate. Ia să mai ridicăm și la... Mai ridicăm la un stup în pat cald să vedem și aici cum decurge iernarea. Deci la stup un pat cald. Hai să dăm puțin. Albinele foarte liniștite. Deci numărăm, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rane. Vedem albinele la diafragmă. De la dreapta până la stânga. Compact cuibul, la fel și în față. Deci nu lăsăm ramea iurea. Uitați-vă, ascultați zgomotul. Ce sunet liniștit. Cam așa sunt, trebuie să arate o familie introdusă la iernat. Așa, și mai avem. Deci, asta e important, să albinele se ocupe complet intervalele. Aici stă tot secretul. Așa, să ne mai uităm la încă una. Ia uite, uitați-vă ce frumos, pe 5 rame, compact. Compact, albină din față până în spate. Total. Familie strânsă la menghină, care ține căldura foarte bine. Consumă puțină hrană și iernează în condiții optime. Deci, urmează măcile de rezervă în clipa în care va veni frigul să le băgăm înăuntru și comercializarea produselor apicole, printre care, la comandă, servim, după cum se poate vedea, faguri în secțiune, deci construit total de albină, nu cu faguri artificial, cu nimic. Este timpul să ne apucăm de făcut rame, să facem inventarul la stupină și să facem planul pentru viitor. Până data viitoare, vă urez numai bine și sănătate. Dragoș, din partea lui Dragoș Gavrilă, numai bine.